Ajunse la capătul puterilor, cadrele medicale protestează din nou în fața guvernului. În urmă cu puțin timp, medicii s-au întins pe jos ca să le arate autorităților că sunt epuizați. Premierul i-a chemat la discuții pe reprezentanții protestatarilor. Raluca Bârcă ne spune mai multe. Raluca, te rog. Bună ziua, Maria, bună ziua, doamnelor și domnilor. Reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară au plecat în urmă cu foarte scurt timp către sediul guvernului. Premierul Ludovic Orban este cel care a solicitat această întâlnire după o oră de protest aici în Piața Victoriei. Ce solicită cei din Federația Solidaritatea Sanitară, vă întrebați, cei care reprezintă medici, asistenți, dar și infirmieri? Ei bine, le cer guvernanților respectarea mai multor drepturi și ne referim aici la dreptul legal la pensia de urmași pentru copiii celor care au decedat la datorie în sistemul sanitar. De asemenea, își doresc și acordarea tuturor drepturilor salariale prevăzute de lege, inclusiv sporul pentru combaterea epidemiei. Acestea sunt cererile financiare, dar cei din sănătate își doresc și un program normal de muncă. Chiar mai devreme am văzut mai multe coreografii în care cei prezenți aici în Piața Victoriei arătau că sunt obosiți, având în vedere ritmul în care lucrează în această perioadă. Vom vedea care vor fi concluziile acestei întâlniri. Cert este că cei care au venit în Piața Victoriei n-au uitat de colegii care au pierdut lupta cu noul coronavirus. Au adus aici în Piața Victoriei și niște papuci medicale care au fost legate, niște baloane pe care erau trecute numele celor care în pandemia de COVID-19 au murit infectați cu acest virus. Raluca Bârcă.